Dar cum te numești dumneata? Perță Cuza Alexandru. Adică Cuza e numele lui nevastă mea, ea e din județul Galați. Și când ne-am cununat, nu m-a întrebat, mi-a trecut și Cuza, pe așa a rămas. Nevasta dumneitale, de acolo vine, de la Alexandru Cuza. Da, din neamurile alea. Și da, aici, în ce localitate suntem? Că eu am apărut cu mașina, cu prietenii. Aici e Târgu Lăpuș, am și calitate de valoare a Maramureșului. Da, aș putea beneficia din ce trebuie, nu trebuie să plătesc impozitul, dar nu, am plătit. Nu-l plătesc, dar lucrări de artă, asta e artă naivă. Eu până acum, nu de mult, am crezut că eu sunt naivă. Nu prea lucrez acum, că... Cred că cine mi-a făcut buletinul de vină. Așa, am zis că de 20 de cărți, oare când le-am scris, dar oare când am făcut-o mai este atâtea? Am singur cu diploma de doctor în artă populară. Da, bineînțeles că e ca orice diplomă, nu? N-am studii superioare. Da, da, când, deci, diploma asta de doctor spune ceva. Lucrări simple făceam de la 6 ani. Că tata a avut o vorbă, zice, ce poate face omul cu mâna lui să nu dea bani. Și obiecte care trebuia în casă, le și decoram. Un bridolingură, un curpător. Și asta, arta naivă sau arta plastică, am din 76 am început. De la Revoluție numai troiță am făcut, adică mai mult troiță. Am, vă dați seama, am peste 4.000 de troiță în toată Europa. Nu numai în România. Nu numai în România, nu. Și în mijlocul Budapestii am o troiță pusă. Vă felicităm. Acolo am vrut să pun acolo și n-au vrut băi măreni, șefii din Baia Mare, au zis că nu ne punem rău cu ungurii. Și m-am dus, am găsit un preot în Timișoara, zice, hai să mergem până acolo. Și am mers în Budapesta prima dată la ambasadă, zice, să întrebăm la guvern. Ne-am dus, eu nu știu limba maghiară, vorbi cu ei și au zis că unde vreți, cât e Ungaria, puneți, unde vreți. Și mergând de acolo, ne-am uitat în hârtiile alea de la ambasadă și era Budapesta, că au murit 140 și ceva de români, nu știu ce luptă au fost acolo. Și ne-am dus acolo prima dată, zic, aici o pun, în Rakos Liget, în mijlocul Budapestei. S-au bucurat să... și maghiarii că le-am dus. Și când s-a făcut icona pe sticlă, cine nu s-a priceput să-și facă culorile din plante, că așa se făceau, au desenat pe scândură sau pe lemn și au zgâriat cu cuțitul. Deci aia nu-i sculptură. E numai desenul și cu dalta făcută. Asta e masă, copie, cum mi-am făcut la Ceaușescu. Eu 7 ani am făcut din partea județului cadouri pentru Ceaușescu. La degezestre, masă, cu scaune, da. Tot felul de obiecte din astea. M-a apreciat foarte mult, am și stat de vorbă cu el
Și parcă acum, după cum mă lucrurile, mi-e dor de comunism. În fiecare liber să ai avea adicțiunile lui, da, sigur.